Candidații Alianței PSD-PNL la primăria Timișoara, respectiv Consiliul Județean Timiș, Nicolae Robu și Alfred Simonis, și-au depus candidaturile în vederea alegerilor din 9 iunie. Robu a pornit de la ideea că și-a învățat lecția după înfrângerea din 2020 și s-a înțelepțit. Să facem ca în oraș din nou să palpite o viață sănătoasă, cu un puls sănătos, Timișoara să redevină orașul florilor, orașul afacerilor prospere și locurilor de muncă bune și stabile, orașul în care să-ți fie drag să trăiești. Alfred Simonis spune că s-a lansat cu smerenie, dar cu încredere în competiția pentru președinția Consiliului Județean Timiș. Privim cu smerenie, dar cu încredere ziua de 9 iunie, pentru că Timișul are nevoie de o schimbare, Timișul are nevoie de o nouă abordare în raport cu guvernul și cu România, dacă doriți. Timișul a fost prea mult timp ocolit de marile investiții guvernamentale în acești 30 și ceva de ani, de asemenea și primăria municipiului Timișoara și municipiul Timișoara. În această formulă, împreună cu formula guvernamentală, care funcționează de 2 ani și jumătate, putem spune că am reușit atragerea unor investiții majore în județul Timiș, n-are sens să le reiau, le știm cu toții. Sunt investiții de câteva miliarde de euro în diferite etape și diferite stadii de derulare în județul Timiș, dar nu ne oprim aici. Și cum spun de fiecare dată, împreună cu domnul primar Robu, vom face tot ce ține de noi pentru a convinge guvernul să rămână atent la proiectele județului Timiș și ori de câte ori vom obține o finanțare, vom obține finanțarea unui proiect, ne vom proiecta următorul și următoarea dorință și următoarea investiție în județul Timiș și în municipiul Timișoara, pentru că nu putem recupera decalajele față de județe care s-au descurcat mai bine. Nicolae Robu a precizat că opțiunea sa numărul 1 de viceprimar este Dan Diaconu, iar a doua funcție de viceprimar ar reveni unui reprezentant PSD. Cosmin Tabără ocupă a doua poziție în lista PNL.